divertis, 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 divertis. Land of Jokes. Bună seara, stimați telespectatori! Locul din spatele meu, care era până mai ieri o stradă liniștită din centrul municipiului Pașcani, astăzi a devenit un loc mai periculos decât Kabulul, Kandaharul și Bagdadul la un loc. Să stăm de vorbă cu reprezentanții autorităților. Să trăiți, sunt agent de proximitate maximă Miorel Bulbuc și aici ne aflăm în suspiciunea de caz de pericol imanent de explozie prin transport ilegal de bombe de în proximitate. Deci pericolul este iminent, domnul agent. Iminent, da? Lăsați ironiile. Iminenți este premianții la școală. Deci acest angrenaj... Acest atelaj, că e un atelaj ăsta. Angrenajul cal-căruță-om formează acest atelaj plin de elemente de periclitate numite bombe de promiscuitate. Bombe, și bombe, omule bun, măi, că astea nu-s bombe, măi, sunt proiectile, măi, m-ați nebunit de cap, măi, oameni buni, măi, dar vă explic eu că nu știți nimic, măi. Deci astea sunt niște proiectile românești, espirate, de la sfârșit celui de-al doilea război mondial, na. Fantastic, cât sunteți de precis, domnule, de unde știți asta? De la istorie, de la istorie știu cum de unii. Deci eu săpând am găsit proiectilele înșipte cu vârful în jos în pământ. Ceea ce demonstrează că deja armata română întorsese armele împotriva germanilor și lupta cot la cot cu ruțul. Hei, hei! Fantastic. Atunci ori rușii, ori nemții să-i dei banii pe bombile astea că 3 zile o să pasă racul după el. Păi, da. Stați un pic. Deci dumneavoastră sunteți cel care a scos proiectilele din pământ. Sunteți domnul? Jachiev Costel. Și domn! Și da, păi dacă și el e domn, atunci eu știți. Așa, spuneți și mie, doamnă, atunci. Da. Haideți, vă rog frumos, să nu stricăm reportajul. Bine, spuneți și dumneavoastră cum vă cheamă, doamnă. Stați-o leacă. Costeli, scoate iPhone-ul și filmează-mă. Așa. Ia. Acum spuneți-mi, doamnă. Ia. Cum vă cheamă, doamnă? N-am, nu? Cum? Cum vă numiți, doamnă? Deci, mă numesc doamna Micșunela Răchită. Am 38 de ani, casnică, pasională de zootehnie și agricultură și aș vrea ca să salvăm urșii panda de la dispariție și oamenii să fie mai buni. Păi salvați-i cu bombele astea, nu mai țineți aici, așa, defluiți-le mai repede, că imediat ies din tură și trebuie să mă implementez acasă, vă rog frumos. Uite și cu noi, nu te joci, nu pleci de aici până nu îi dai banii lui Costel. Ce? Că noi suntem mai în pericol de dispariții ca urșul panda. Exact, da. Să, pe cuvântul meu, domnul reporter, dar eu sunt arheolog, domnule. Arheolog. Căutați comori? Ei, comori. Comori caută Jachiev Costo. Eu, Jachiev Costel, eu ce caut? Caut bombe și proiectile pe aliniamentul Pașcani, Nămoloasa, Siret. Da. Le dezgrop și iau banii de pe el la fier vechi. Hai, măi, Mihai, măi, unde umbli, măi, că mi-a ieșit perean cu bombele astea? Bună seara. Cine sunteți dumneavoastră? Sunt Mihai Eminist și sunt genist. Ce? Mihai Eminist? Ce nume e ăsta? Da, pe Luceafărul literaturii, cum îl chema? Mihai Eminescu. E, vezi, și era geniu. Deci eu sunt genist, deci sunt Mihai Eminist. Aha, bine, mă rog. Și de ce ați întârziat atâta, domnule? Am întârziat pentru că am fost la sediul PSD, domnule. Să știți, acolo avem permanență la sediul PSD, deoarece situația este explozivă și trebuie dezamorsată. Aha, și de acolo ați venit în fugă de sunteți așa transpirat, nu? Nu, sunt așa transpirat pentru că geniu este 99% transpirație și doar 1% inspirație. Ia dezamorțează și bata o bombă să vezi dacă nu transpiri. Dar dacă vă plângeți că e așa de grea meseria asta, ce nu v-ați ales altceva? Bibliotecar, eu știu ce... Pentru că soția mea este o bombă sexy și trebuie să-mi dezamorsez în fiecare zi. Domn report, noi stăm cu bombele în mijloc orașului mai tare, facem misiunea geniale cu genistul nostru, dar lăsați-l să dezamorseze bombele, domnule. La treabă. De bombele noastre să nu se atingă nimeni, că explodez. Să-i dați banii lui Costel întâi și după aia faci și vreți cu ei. Asta e de competiția dumitale, eu mă duc să fac procesul verbal și mutați angrenajul de pe carosabil că mă încurcă. Hai, la revedere. Domnul Jachiv Costel, de la începutul reportajului mă chinuie o întrebare. De ce-i căluțul ăsta așa de mic? E ceva în neregulă cu el? Ăsta e calul Pocea. Da? Vezi că l-a băgat de seamă, vezi? Da. Deci este cel mai perfect
adaptat cal la transportul de bombe. Deci dacă explodează o bombă aici în căruță, șchijile trece pe deasupra capului lui și nu-i face nimic. Nu-l atinge. Fantastic. Altfel, dar de ce îl cheamă Pogea? Pentru că este singurul cal din istoria cailor care a avut creștere negativă, domne. Cum vine asta? Ei, dar e foarte simplu, domnul reporter. Deci, el la naștere s-a născut normal, ca un cal normal, o crescut normal până la un an, mânz frumos. E, după aceea a intrat în criză și a avut creștere, dar negativă. Exact cum a prezis domnul Pogea. Fantastic, extraordinar. Și gălășia asta aici, măi, în față la show-uri, Miriam, șoță dușă bisica asta, măi. Și ați venit, măi, cu bisica. Cât-ți de aici, bisica? Cât-ți că alungă toți clienți, măi. Suntem cu televiziunea aici. Bună seara. Cine sunteți dumneavoastră? Eu sunt bătrâna asta la șaurmeria de aici și ai auzit vorbind de niște bombe. Și mi-am amintit de la Palestina cum eram eu bombier acolo. Haide, Costele, că ne-am găsit clientul. Ți-am zis eu că nu sap degeaba după ele. Băi, domnul, stați un pic, cât vreți, că eu am 80 în căruță de astea. Dar să știți, pe aliniament am și tunuri și tancuri, găsesc tot ce vreți dumneavoastră. Stați numai un pic să lămurim o problemă. Domnul patron, ați spus că ați fost pompier? Bombier, nu cu B, cu B. Bombier. Am înțeles, deci pompier. Dar astea nu sunt pompe, domnule, sunt bombe. Sunt niște dispozitive foarte periculoase. Astea pot exploda oricând. Băi, astea și-mi place și mie aici la România, la voi, mai. Ca situația poate să explodeze în orice moment. Și economia și finanțele, totul poate să facă băc în orice clipă. Poc. Nu cu B, cu B. Băc, măi. Faci și băc.